S-au tras focuri de armă astăzi în Obârșia de Câmp. Polițiștii au încercat să oprească un tânăr de 24 de ani care conducea haotic mașina și nu a vrut să oprească la semnalul lor. În cursa nebună, oamenii legii au fost nevoiți să tragă un foc de avertizare ca să-l încetinească. Bărbatul fugea de polițiști pentru că avea permisul de conducere suspendat. Tânărul de 24 de ani din localitatea Obârșia de Câmp știa că are permisul suspendat, așa că atunci când polițiștii l-au somat să oprească în trafic, nu a răspuns la semnale. Oamenii legii au tras un foc de armă pentru a-l încetini. De ce ai condus cu permis suspendat? Sau măcar de ce n-ai oprit la poliție când au tras după tine? Un bărbat în vârstă de 24 de ani din localitatea Obârșia de Câmp, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Bărbatul a fost somat cu un foc de avertisment în plat vertical de către polițiști, iar în urma verificărilor, aceștia au stabilit că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, iar autoturismul pe care îl conducea avea plăcuțe cu număr de matriculare expirate. În urma verificărilor mai amănunțite, polițiștii au aflat că, de fapt, permisul de conducere al bărbatului fusese suspendat, acesta fiind și motivul pentru care a fugit la semnalele oamenilor legii. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță de reținere, iar mâine va fi prezentat judecătoriei Vânjumare cu propunerea corespunzătoare. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având permisul de conducere suspendat și punerea în circulație a unui autovehicul nenmatriculat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal fiind reținut pentru 24 de ore și urmând să fie înaintat judecătoriei Vânjumare cu propunerea corespunzătoare.